Hello, young people! Bine ați venit la un nou vlog! Am menționat în vlogurile anterioare că urmează să lucrez la o comandă a unei cliente care dorește 3 rochii, aproximativ același tipar, office, dar nuanțe diferite. Și mi-am propus să vă arăt cum realizez acest model. Având deja experiența, pentru că am terminat o rochie, cea roșie din spate, am realizat că pentru a intra în detalii și a vă exemplifica concret, asta ar însemna să fac un vlog foarte lung, ceea ce nu prea va atrage în general, așa că voi face mai multe pe anumite zone, să vă exemplific cum am făcut anumit detaliu care consider că este unul calitativ și bun de știut. Așa că, momentan, vă fac o descriere, vă arăt cum este lucrată această rochie și, dacă aveți curiozități, vă invit în secțiunea de comentarii și, de ce nu, vă voi exemplifica pe rochile la care urmează să lucrez, vă voi exemplifica clar cum am lucrat acea parte a rochiei. Așa că, dacă sunteți interesați, vizionați în continuare! Am pus-o pe masă ca să putem vedea și interiorul. Oricum, din păcate, nu am cum să o pun pe manichin, manichinul fiind cam mare pentru dimensiunea rochiei și cam așa arată ea. Pe lângă fermoară am cusut căptușeala de mână, am pus și Moșu Baba aici, e foarte important, nu-mi doream să ajung cu fermoarul atât de sus, imaginați-vă că el vine, o să arăt apoi spatele și am preferat să fie acolo o zonă liberă. Mânecile sunt încrețite și, bineînțeles, curat finisate. Am lucrat în ultimul timp foarte mult la costume de damă și m-am olipsit anumite tehnici. De exemplu, aici am făcut ștafir, am cusut curat mânecile prin cusătură manuală. Acesta, evident, este un model pe corp, cu pense care încep din linia taliei. Bineînțeles că aici am pus o margine de lipitură cu fir pentru a susține puțin zona, zona aceasta să stea lipită de corp. Răscruiala aici pare rotunjită, dar cumva vine foarte aproape de gât și se deschide puțin. Nu știu, e o formă foarte drăguță. Am stabilit-o pe clientă îmbrăcând mulajul și o avantaja foarte mult. Avem o pense din talie care vin spre piept, spre bust și, bineînțeles, pensele inferioare a fustei se continuă și sunt perfect încadrate ca totul să vină așa în linie. Acesta este un cordon pe care îl prefer să-l fac așa,
să dea un efect de 3D, să nu fie ca o betelie normală. Este MIDI. Avem aici căptușeală și, bineînțeles, șlițul curat, lucrat. Tivul cu sătură manuală. Din păcate am cam depășit eu aici cu lipitura, pentru că am pus ca să mă folosesc de ea în momentul în care trag firul. Vedeți aici un fir? Să nu ciupesc de material, dacă n-aș fi avut această lipitură, s-ar fi văzut ciupitură pe material, așa că am evitat acest... Nu e defect, e normal să fie și așa, dar prefer, dacă găsesc soluții, să le folosesc. Dar o să mai iau eu puțin din excesul ăsta, mă cam deranjează, sinceră să fiu. Dar, în fine, este pe interior. Și cam așa arată. Bineînțeles, interiorul este curat. Nu știu cât se vede. Hai că să întorc produsul pe... cam așa ceva. Țin foarte mult ca și interiorul să fie la fel de arătos ca și exteriorul. Ce părere aveți? Urmează să vină și clienta, poate o să reușesc să fac câteva poze pe dumneai, așa cum am spus, pe manechin n-am cum că nu încape rochea. Și sper să fie încântată. Am predat rochea, clienta s-a declarat foarte mulțumită. Din păcate, n-am reușit să-i fac poze pentru că ne-am luat cu alte produse pe care dorește să le comande și atunci... Și cu detalii despre rochile următoare, că ne vom mai juca puțin cu lungimile. Dar haideți să vorbim despre Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu, vom vorbi poate altă dată. Despre emoțiile Creatorului atunci când are de predat produsul sau când își scoate produsul la a fi analizat. Nu sunt de azi de ieri în domeniu și vă zic cu toată sinceritatea, am emoții la fel de mari ca atunci când am predat primul meu produs cap-coadă. Prima mea comandă, pentru că asta este problema, lucrând la comandă și produsul trebuie să vină perfect pe o anumită siluetă, pe o anumită persoană, emoțiile există pentru că, de exemplu, în cazul de față, am probat doar mulajul și apoi a făcut rochea la gata. N-a existat încă o probă în care să mă asigur că e tot ok. Pentru că pentru mulaj folosesc un material care e ceva mai rigid, iar produsul poate să fie din cu totul altă țesătură care se comportă diferit. Probabil știți, cei din domeniu, că nu poți trata o țesătură care are anumite proprietăți cu alta care are cu totul alte proprietăți. De exemplu, un material rigid cu unul care are elastan. Este evident că se comportă și exact, adică chiar și ca dimensiuni, un produs S dintr-un material rigid este diferit de unul S dintr-un material cu elastan. Cred că ați înțeles. Ok, și despre asta vreau să vă spun, despre emoțiile predării fiecărui produs în parte. Pentru că îmi expun, practic, copilul și îl pun așa în față pentru a fi comentat și analizat. Și este
intimidant, dar, nu știu, e un sentiment dureros de plăcut. Pentru că atât timp cât mă dedic foarte mult în timpul în care procesul facerii, dacă îmi permite să mă exprim așa, puțin probabil să nu iasă ce trebuie, nu? Dar e acolo mereu o undă de păși, dacă ceva totuși nu pică cum trebuie. E destul de dureros pentru mine să revin pe un produs la gata. Să stau să descos. Este foarte dureros și de-aia mă implic foarte mult și încerc să evit situații de genul. Nu prea mi se întâmplă, recunosc, pentru că lucrând cu mulaje, evident, din start știu pe ce dimensiuni lucrez și da, nu se întâmplă. Ce se întâmplă este în timp ce lucrez, că de multe ori este nevoie să cos ca să-mi dau seama de anumite lucruri, ca mai apoi să descos și să refac sau să compun la perfecție ce îmi doresc. Și lucrez și pentru doamne, cu atât mai emoționant, pentru că ele vor să se vadă și să, în momentul în care îmbracă produsul, să se simtă și de multe ori chiar văd pe poziția corpului că le place și că se simt bine în produsul respectiv. Da, în general plâng înainte și râd mereu la urmă, dar da, nu pot evita emoțiile. Chiar nu le pot evita, sunt judecată pentru chestia asta, dar îmi și revin repede. Chiar dacă pare că sufăr, după aceea îmi revin repede. De exemplu, acum mă simt puțin extenuată, că am avut ceva emoții și acum îmi vine să mă bag la somn, dar nu îmi permit pentru că am foarte multe mulaje de făcut pentru o clientă care vine mâine de dimineață și ce să crezi? N-am făcut nici măcar un produs. Le-am croite, doar trebuie să intru în mașină să le cos. Ok, am vorbit cam mult. Ajung la un vlog destul de lung și n-am arătat aproape nimic. Dar am zis să mă deschid puțin în fața voastră și pentru cei care lucrează în domeniu. Un boost de energie și să vă spun că știu că și voi treceți prin aceleași sentimente. Apropo, eu nu am dezamăgit nicio clientă. Singura bilă neagră, să zic, mi s-a întâmplat să dau produsul cam așa, cam în același, în acea zi cu evenimentul, adică mai exact. Dar nu le-am piedicat să ajungă la eveniment mulțumite și să fie tot ok. So, keep up the good work și ne vedem la următorul vlog. Bye, bye now!